Bine ai venit! Bine te-am găsit, Florentina, în noua ta casă și mă bucur că ne revedem. Și acum când ai spus 16 ani, Doamne, 16 ani când au trecut, parcă mai ieri am venit în București la probe cu tata. Cu tata ai venit, da. Așa? Exact. Nu te-a lăsat singură. Poftim? Nu te-a lăsat singură, pe zic. Cum? Aveam 23 de ani. Unde să mă lase singură? Era acolo sediu din Băneasa și da, m-a așteptat o zi întreagă vis-a-vis, era o cofetărie. Și nu, l-am sunat, că stai seama, mi-era rușine să sun acolo de față cu toți oamenii aia de la televizor pe care eu îi admiram și tata s-a frăsuit de, îți dai seama, ce-o fi făcând, ce-i fac acolo din dimineață până seara. Exact. Și când aveai am ieșit... 24 de ani. Neîmpliniți, da, am împlinit în toamnă. Poți să crezi? Poți să crezi că arăți mai bine decât atunci? Când mă gândesc că acum am 40, mulți înainte. Nu vine să cred că... Și mai puține kilograme decât atunci? Da, mai puține și kilograme. Și mai puține kilograme. Da. Simona, ce ar spune lumea asta care se uită acum la noi la televizor? Ar zice așa, e și vedetă, da? Are și 40 de ani, dar abia a născut. De 9 luni de zile și arată așa? De 10 luni. De 10 luni chiar, nu? Să știi că am fost norocoasă. Mi-ar plăcea să spun că, wow, am făcut asta, sunt minunată, am avut o ambiție desăvârșită, exact, dar nu, am avut noroc. Pentru a da kilograme jos, e greu. Am avut noroc, așa a reacționat corpul meu la sarcină. E adevărat că m-am chinuit un pic în ultimele luni de sarcină și, da, în ultimele 2 luni, pentru că am avut niște probleme de sănătate. Dar uite că până la urmă totul a fost bine și regimul pe care l-am ținut în așa ultimele luni de sarcină mi-a folosit și după ce am născut-o pe Ana și așa am reușit să ajung nu numai la kilogramele inițiale, ci cu 2 mai puțin. Cu 2 mai puțin? Wow! Da, regimul ăsta a fost indicat de medic, da, nu? A zis da, medicul m-am avut o problemă foarte gravă de sănătate, descoperită absolut întâmplător, asta pentru că doctorița mea care mi-a urmărit sarcina, Adina Lungu, un om absolut minunat și căruia o să-i mulțumesc de toată viața pentru ce a făcut pentru noi. O doctoră foarte tânără, am văzut. Tânără și frumoasă. O îmbrățișă. Și incredibil de pasionată. Așa. Și un om în care am avut încredere desăvârșită și m-a ajutat, deși ți-am spus a fost o sarcină dificilă, da, nu mi-a fost simplu. Ei, ea a avut intuiția să-mi recomandă la un moment dat o analiză și s-a dovedit că a făcut foarte bine, pentru că dacă nu aș fi descoperit acea problemă pe care aveam, și anume faptul că pancreasul meu a obosit. Și am avut niște valori ale trigliceridelor foarte, foarte mari, valori aproape de pancreatită. Adică dacă eu nu descoperam problema aia, cine știe, Doamne ferește, ce nenorocire s-ar fi întâmplat cu mine sau cu copilul, pentru că era sarcina 6-7 luni, deci destul de mică. Da, da. Și în acel moment, pentru că exista acest risc și a existat până la sfârșitul sarcinii, am avut valorile astea atât de mari, a trebuit să țin acest regim extrem, extrem de drastic. Practic n-am avut voie nimic, ce spun eu, gras, nici măcar ulei, nimic dulce și cumplit așa în ultimele luni de sarcină, când mi se deschisese apetitul și începusem să mă răsfăț și să-mi iau prăjituri și cartofi prăjiți. Aveam un apetit pentru cartofi prăjiți, nu-ți imaginezi. S-a tăiat totul dintr-o dată, da, a fost cumplit, țin minte că era fix în perioada Paștelui, când toată lumea posta pe Facebook cozonaci, pască, torturi, fripturi și eu nu aveam voie să mănânc decât legume uscate, fără nimic, pește la cuptor, dar făcut în apă, cu legume, brânză degresată și un măr verde și 2-3 cireșe, nu mai mult. Cam asta a fost, cam așa am dus-o până la sfârșitul sarcinii. Dar până la urmă m-am obișnuit. Apropo, știi că atunci de Paște, când mi-a fost foarte, foarte greu, am avut un moment în care am început să și plâng de poftă, de foame, de tot. Da, până la urmă am zis că pentru copilul nostru facem orice și uite că ne-a ajutat Dumnezeu și am născut-o sănătoasă și totul s-a terminat cu bine, chiar dacă ea s-a grăbit. Ar fi trebuit să se nască în iunie și s-a născut în mai. Da, spuneai că pancreasul tău a obosit. Ce înseamnă asta? Adică... Atât a putut el duce. A fost încărcarea pe pancreas foarte, foarte mare. Uh-huh. Am fost la un moment dat suspectată și de un diabet gestațional. Nu a fost asta. Asta a fost problema cu pancreasul.